Din imaginele surprinse se vede cum brazilianul Neymar își petrece excelent vacanța bălăcindu-se alături de prietenii săi în apele limpeze ale Mării Mediterane. Acest lucru se întâmplă în pofida faptului că PSG îl vrea cu orice preț pe jucător pe meleagurile franceze. Presa internațională scrie că vicecampioana Franței este gata să achite clauza de reziliere a contractului de 222 de milioane de euro pentru achiziționarea lui Neymar, iar recent se vehicula că acesta ar fi gata să accepte oferta. Jucătorul a negat însă o eventuală plecare de pe Camp Nou, precizând că se simte bine alături de actualii săi colegi. Astfel, Paris Saint-Germain este la a doua încercare de a-l achiziționa pe sud-american, după ce acum 2 ani a încercat să-l ademenească cu un salariu de 40 de milioane de euro. Brazilianul Neymar este unul dintre cei mai buni atacanți ai momentului, el fiind cunoscut și pentru un simț al umorului deosebit. La FC Barcelona, Neymar a disputat 186 de meciuri, reușind să înscrie de 105 ori și să ofere 80 de pase decisive.